Licoarea lui Bacchus este nelipsită de la masa de Paște și în cantități rezonabile este foarte sănătoasă. Orice preparat gustos poate deveni o experiență culinară de neuitat atunci când este asociată cu vinul potrivit. Atât alegerea vinului, cât și combinarea acestuia cu bucatele pascale reprezintă o adevărată știință. Urmăriți-l pe reporterul nostru special, Marius Mile, a plecat pe teren în căutarea perechii perfecte între mâncare și vin. Masa de Paște nu înseamnă doar mâncare, doar carne de miel. Înseamnă mai multe feluri. Putem asocia, bineînțeles, chiar și un vin alb. Cu siguranță putem asocia un vin roze și, bineînțeles, vinul roșu merge, bineînțeles, la friptură. Eu aș merge pe încercări. Depinde de fiecare cum gătește. Nu există nicio unitate în a găti. Unii gătesc mai gras, alții gătesc mai slab. Și în funcție de asta putem să ne alegem vinul ca să contrabalanceze partea preponderentă a mâncării. Dacă mâncarea e prea grasă, căutăm un vin cu aciditate ridicată ca să mai taie din grăsime. Dacă, din contră, mâncarea este cu aciditate ridicată, bine, aici sunt mai multe variante. Putem să luăm un vin cu aciditate, căci se potrivește, sau putem să luăm un vin mai corpulent, mai rotund, nu neapărat dulce, dar cu un conținut de zahăr aproape de demisec, ca să contrabalanceze. Deci sunt multe variante. Sfatul meu este că putem la o masă să bem măcar două feluri, dacă nu chiar mai multe. Și bineînțeles, la sfârșit putem la pască și la cozonac putem asocia un vin dulce. Deși aici o să fie oameni care o să conteste chestia asta, dar un vin dulce cu aciditate foarte bună merge perfect. Foarte important este ca fiecare să-și descopere aromele pe care le poate găsi în vinul ăsta. Iar asta se face foarte simplu. Necesită un pic de exercițiu, ceea ce nu e neplăcut, dar se face mirosind și amintindu-ți de ceva care s-a asemănat cu, la miros cu, acest, cu ceea ce simți în pahar. Am văzut ce vinuri trebuie să consumăm la masa sfântă de Paște. Trebuie să învățăm în primul rând să ne alegem băutura potrivită. Vă urez un Paște fericit!